Izolarea socială a oamenilor provoacă efecte majore asupra sănătății. Asta o spune un studiu amplu efectuat pe aproape 500.000 de oameni condus de experții de la Universitatea Cambridge. Rezultatele au arătat că pentru cei care se izolează, riscul să sufere de demență și stres cronic crește cu 26%. În felul acesta ne menținem într-o anumită formă de interacțiune, dar și o destimulare a gândirii, a mecanismelor psihice complexe. Și după cum se știe, conexiunea interumană contribuie la o stare de bine, da? Amplifică practic starea de bine și de fapt și previne anumite afecțiuni, anumite tulburări psihice care țin de stres, de depresie și așa mai departe. Radu Leca, psiholog, îți spune care sunt activitățile cele mai benefice pentru sănătatea noastră psihică, dar și emoțională. Avem de ales oricând între teatru și stand-up comedy, ofertele sunt extrem de largi. Avem de ales între o excursie de o zi la mare sau la munte, o excursie de două zile, da, un city break. Oricând putem să ne luăm un al doilea job, nu neapărat pentru bani, ci pentru interacțiune. Oricând putem deveni voluntari. Sunt foarte multe asociații și fundații care prețuiesc ajutorul nostru. Și noi vom avea ocazia să facem doar bine.